Deschiderea oficială a Festivalului Internațional de Teatru Ariel Vâlcea Fest a avut loc joi 27 iulie la Casa de Cultură a Sindicatelor. Înainte de a da startul ediției de anul acesta și de a face o adâncă reverență în fața măriei sale teatrul, doresc să-mi exprim gratitudinea față de dumneavoastră, pentru că ați ales să ne fiți alături ca de fiecare dată. Teatru Ariel, anul ăsta face 25 de ani de s-a întâmplat. Și atunci ne-am gândit să aducem în prim plan, în sala de teatru, sălile de teatru mai ales, să aducem pe câțiva dintre cei mai buni actori din România, chiar sunt cei mai buni actori din România, care au venit și vin să își aducă omagiu și bucuria acestor 25 de ani de când teatrul Ariel există și funcționează. În prima seară a festivalului, pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor, au performat Maia Morgenstern și Marius Bodochi. Cei doi mari actori ai scenei românești și nu numai au oferit publicului un regal teatral prin prestația din piesa Elixir de Eric Emmanuel Schmidt, în regia lui Marcel Zopp, text al scriitorului francez care este de mare actualitate. Măi, îi folosește ce comparația asta? Spectacolul s-a jucat cu sala plină, care a aplaudat îndelung jocul scenic al celor doi mari actori. După ce a căzut cortina, protagoniștii piesei Elixir au acordat câte un interviu. Artificialul care există, face parte din viața noastră, sau iubirea rămâne un miracol între doi oameni? E o întrebare deschisă și rămâne să răspundeți dumneavoastră, publicul, spectator, dumneavoastră, cei care vede spectacolul. Determinarea, încrederea, conștiința iubirii, a accepta iubirea așa cum e ea, cu tot ce vine, dulce, amar, dureros, consecvența, stabilitatea, loialitatea. Cum este publicul vâlcean? Ați simțit o creștere a apetitului pentru spectacole, pentru filme? Cu dragoste am fost primită întotdeauna, cu nesați, cu iubire, cu interes, cu săli pline. Dincolo de asta, e un public eterogen, vreau să spun, de vârste diferite. Am remarcat și la sfârșit oameni tineri, oameni maturi, din diferite categorii de vârstă, un public receptiv, inteligent, felul în care s-a reacționat și s-a ascultat. Reacțiile publicului m-au înduioșat foarte tare și mi-au făcut și mare plăcere. Un public inteligent și cunoscător, avid doritor de spectacol, de eveniment cultural. Premiera piesei a avut loc în 2016 și de atunci s-a jucat în peste 150 de reprezentații pe mai multe scene de teatru din țară, cu casa închisă. E o poveste de dragoste foarte frumoasă, foarte bine construită și reiese clar din toată povestea asta că orice am face, femeile, soțiile, prietenele, logodnicele, chiar șamantele, ne schimbă viața. Și, de fapt, în aparență, noi credem că facem ce vrem noi și se dovedește apoi, după ani și ani, că toată strategia femeii
e mult superioară strategiei bărbatului. Când joc rolul ăsta, personajul ăsta, îmi dau seama că, într-adevăr, fără dragoste nu se poate trăi și că e singurul sau unul dintre singurele fenomene benefice omului cât trăiește. Cum vi se pare publicul? E un public inteligent, un public care îți răspunde imediat, un public cu care fiecare actor are un fluid. După cum ne-ați primit, atmosfera e foarte plăcută. Nu vreau să mint, pentru că eu am venit oricum cu întârziere și plec mai departe, dar luând contact cu oamenii care se ocupă de fenomen, că e un fenomen, un festival, mi se pare că e o atmosferă așa de suflet deschis și pozitivă. Plăcut impresionați de primirea de care au avut parte din partea organizatorilor Festivalului de Teatru de la Vâlcea, dar și din partea publicului, Maia Morgenstern și Marius Bodochi și-au exprimat plăcerea de a mai juca pentru publicul vâlcean.